Ziua Victoriei a fost comemorată azi cu o zi mai devreme în București. Rușii, ucrainienii și reprezentanții altor state foste sovietice au slăvit în capitală memoria milioanelor de eroi sovietici care au înfrânt mașina de război nazistă în urmă cu 6 decenii. Veteranii au venit încă o dată pentru a le aduce aminte tinerilor de cumplita tragedie care a fost al doilea război mondial. Andrei Micu spune că și-a dedicat viața luptei împotriva fascismului și a fost pe front din 1939. Bătrânul de 95 de ani nu a uitat nici acum bucuria cu care a primit vestea înfrângerii lui Hitler. S-a dus cu fascismul, cu toate sacrificiile mari care a dus toate popoarele lumii în această încreștare a luptei pentru progresul social. Uniunea Sovietică a suferit cele mai grele pierderi, de circa 26 de milioane de morți, dintre care majoritatea civili. Rușii sunt așadar educați să nu uite suferința și izbânda din ceea ce numesc ei Marele Război pentru Patrie. Este o ziua foarte importantă pentru noi toți, pentru generația noastră și pentru generație care a luptat pentru noi. Cultura sovietică de după război a creat un adevărat cult pentru soldatul de rând. Eroul celui de-al doilea război mondial a fost soldatul sovietic. El a mers la luptă pentru a apăra patria noastră, fiecare casă, fiecare petic de pământ. El s-a jertfit pentru libertatea noastră. O merita să fie cinstiți pentru că, într-adevăr, soldatul rus a eliberat lumea de fascism. Având atâtea jertfe și făcând atâtea eforturi pentru a înfăpti victoria, nu am putea să o uităm vreodată. Suntem mândri de prietenia noastră cu poporul român, prietenie călită în focul celui de-al doilea război mondial. Pe 9 mai 1945, Germania a capitulat necondiționat în fața Armatei Roșii și a forțelor aliate, punând capăt celor 6 ani de război sângeros în Europa. Luptele aveau să continue până în august împotriva Japoniei, care a capitulat doar după ce Statele Unite au atacat cu arsenal nuclear Hiroshima și Nagasaki.